Copiii trebuie să fie atenți la alegerea locului de joacă. Unde te mai joci tu fotbal? Doar în casă? Te joci și afară? Da, și afară. Și afară? Și? Ai și undeva? Pe teren. Pe teren. Deci nu, pe teren, în curtea casă. Pe stradă mai ieși vreodată cu mingea? Nu. Mai sare mingea peste gard, peste poartă vreodată? Câteodată. Și cum procedezi când trebuie să ieși după ea în stradă? Să mă asigur. Să te asiguri? Da. Pentru? Mașini. Exact. Foarte bine. Cu bicicleta obișnuiești să te dai? Da. Și bicicleta ieși pe stradă? Da, dar pe margine. Și de obicei singur sau mergi și însoțit de mami sau de tati? Însoțit de tati. Așa, foarte bine. Văd că ești foarte atent la siguranța ta. Da. Dar, de exemplu, când joci fotbal pe terenul de sport, cred că au trecut o perioadă mai lungă de timp cu problemele pe care le-am avut cu acest virus, cum procedezi sau cum procedați voi atunci când se accidentează un coleg de-al vostru? Să ne ajutăm. Așa, și dacă are nevoie de îngrijiri de specialitate medicale, știți unde trebuie să sunați? Da, la ambulanță. Așa, și care e numărul de la ambulanță, știi? Da, 112. Bravo! Fotbalul doar pe teren amenajat sau în curte, mersul pe bicicletă niciodată pe drumul public, în cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, rolele doar pe aleile din parc sau pe pistele special amenajate. Toate aceste reguli sunt menite să-i ferească de incidente. Echipamentele de protecție au de asemenea un rol foarte important pentru siguranța și sănătatea copiilor. Dacă ai un mesaj pentru prietenii tăi, pentru colegii tăi, pentru copiii de vârsta ta, cum ar putea să se joace în siguranță, să fie mereu în siguranță atunci când se joacă. Ce le recomanzi tu? Să nu se joace pe drum. Da. Să nu se dea cu bicicleta pe mijlocul drumului. Foarte bine. Și să dea jos de pe bicicletă când traversează. Foarte bine, bravo! De asemenea, pentru a nu fi implicați în accidente rutiere, polițiștii de prevenire le recomandă micilor pietoni să fie precauți atunci când doresc să traverseze, să se asigure temeinic să traverseze doar pe trecerile pentru pietoni și să respecte culoarea verde a semaforului.